La începutul acestei săptămâni la București a avut loc o întâlnire a prim-ministrului Nicolae Ionel Ciucă și a ministrului Virgil Popescu cu reprezentanții companiei MAS Global Energy Rom, care a achiziționat termocentrala de la Mintia. În cadrul întâlnirii a fost prezentat planul de investiții în valoare de peste 1 miliard de euro, care va transforma termocentrala în cea mai mare și eficientă capacitate de producție a energiei electrice pe gaz din Uniunea Europeană, scrie ministrul energiei pe pagina sa de Facebook. Termocentrala de la Mintia a fost vândută unei firme din Orientul Mijlociu în ianuarie pentru suma de 91 de milioane de euro. Ministerul Energiei a impus anumite condiții investitorului cu scopul de a relansa producția de energie la Mintia. Prin urmare, cumpărătorul are obligația ca până la 31 decembrie 2026 să finalizeze investiția de realizare a unei capacități energetice noi cu o putere instalată de minimum 1290 MWh, din care minimum 800 MWh în bandă pe gaz și energie regenerabilă. În acest sens vor fi utilizate cele mai noi și moderne tehnologii care vor permite, în acord cu taxonomia europeană, producerea cel puțin 1500 de megawați. Prima etapă a investiției va fi finalizată într-un termen de 24 de luni, urmând ca proiectul să ajungă la maturitate deplină în 36 de luni. Componentele centralei vor fi pregătite pentru trecerea către noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen, explică ministrul Virgil Popescu pe pagina sa de socializare.